Salut, eu sunt Stunter și bine v-am găsit la episodul al doilea din noua noastră serie cu Minecraft. Mi se pare ciudat puțin, adică când pășesc nu mai aud nimic, dar totuși când sparg se aude și parcă e prea liniște. Chiar dacă, bine, pot să dau sonorul și la maxim. Așa se aude. Însă se aude mult prea tare când sparg chestiile. Și cam enervant. Ia să văd, la 25%. Se aude puțin de tot. Cred că o să-l las așa. Nu știu, înainte sunetul când pășea era mai puternic, adică mai tare, volumul era mai tare și totuși nu era la fel de mult liniște în joc, părea mai mișto. Toate itemele mi le-am pus în chest, chiar nu știu de ce, am făcut curat în inventar. Episodul ăsta trebuie să continuăm să minăm pentru că nu prea minereuri. Am văd că aici, moss stone, 6 iron, gold 11, care ne va fi suficient momentan. Voi lua torțile cu mine, vreau și lopata și mă gândesc să fac un pickaxe din iron, deoarece nu vreau să îl consum pe acesta de diamant, nu vreau să se termine complet. Ok, o să pun asta deasupra mesei de lucru și torța, să zicem, că punem aici. Avem nevoie de cărbune. Ok, perfect, avem destul. Punem aici cărbunele, ironul și vom aștepta să se facă acolo bucățile. Chestiile astea, nu știu la ce folosesc încă, dar voi afla. Cocoa bean avem destul, seeds avem și de astea, putem face ferme mai încolo. Rest un repeater, nu avem nevoie de el momentan. Rest un, avem oase și stone bricks-urile astea. Deci stone bricks-urile astea arată genial. Mă întreb oare dacă pot să le fac și eu cumva. Trebuie să mă uit să văd. Mai trebuie să fac acolo 3 bucățele și după aceea putem pleca la minat în continuare. Până atunci să vă zic cam ce idee am eu să fac aici pentru casă. Ce dracu, am auzit zombie. Cred că aici sub mine e o peșteră. Ok, nu contează. Deci am o idee să facem casă cumva. Vreau să lipesc neapărat acești 2 copaci. Și nu prea știu sigur cum o să fac, dar mă gândesc să fac scară care să urce așa roată prin copaci. Sau să fac un trenuleț care să urce așa roată, dar să pot urca și pe liane, ca pe niște scări. Deci să pot urca și așa pe liane, dar să am și trenuleț sau scări normale care merg în roată și conjoară copacii ăștia doi. Cred că ar fi o idee mișto și ar arăta mai fain. Desigur, prima oară voi lăsa doar liane, voi umple liane și vom urca normal, dar după aceea mai încolo, după ce facem rost de destule resurse, voi face și ideea care v-am spus-o mai înainte. Da, asta vreau să văd. Văd cum de XP când prăjesc, când topesc fierul și chestiile astea, care trebuie puse într-un furnal ca să le poți folosi. Era să uit, nu le-am craftat, nu? Ok, fac asta și să mai facem unul, nu, cred că o să-mi fie de ajuns. Asta vreau să-l las aici, la fel și ăsta. Cobblestone o să-l iau cu mine, pentru că o să avem nevoie de el. Și aș fi vrut să iau niște lemne. O să iau astea și bețe cam atâtea, nu, bețele le iau toate. Pentru că poate rămânem fără torțe și o să avem nevoie. Aici o să închid asta în caz că se face noapte, să nu intre nimic înăuntru și să mă aștepte când urc. Iar în continuare, cum să fac? Cred că voi cobori aici în continuare, în față. Da, peștera asta ne-am uitat episodul trecut și are capăt, deci nu mai avem ce căuta prin ea. Pentru că nu mai găsim absolut nimic. Și oricum la nivelul 56. Vai, ce înălțime mare.
5-6 totuși, avem de coborât o grămadă. Ok, hai că am dat deja de ceva. Cărbune. Le au, fac și XP și de ce să nu? Pentru că poate vom duce lipsa de el. Ok. Și între timp, ca să nu fie plictisitor cum eu, o să sap în continuare. De ce să nu dăm drumul la muzică? Ok, mai bine. Așa nu o să ne mai plictisim. O să vă las dacă vreți numele melodiei în descriere. De fapt este un mix destul de mișto. Sper să nu fie prea tare sau prea încet. Adică vreau să mă aud și eu, dar și melodia. Ups, nu vreau să fac asta. Avem deja level 5. Tot o să o las aici. Ok, și acum hai să coborăm în continuare. Este un mix format din mai multe melodii și, sincer, sună foarte tare, adică le-au legat în așa fel încât să fie o singură melodie, deci nici nu-ți dai seama că sunt mai multe decât dacă știi versurile, că în rest chiar nu ai cum să-ți dai seama decât dacă nu le-ai mai auzit până acum. Și da, spun din nou, a ieșit o treabă super tare, au făcut o melodie foarte, foarte faină. O să vă las linkul în descriere pentru cine vrea să mai asculte. Mai ales că eu acum vorbesc peste ea și nu o auziți, cred că atât de bine. Însă sper să se audă. Ok, la ce nivel am ajuns? Nivel 39. Mai putem coborâ. Ups. Nu asta, aici. Nu mai dau de nimic. Fierar. Oh, fuck. Așa, la ce nivel am ajuns? Ce nivel? 33. Oh, ok. O să cobor până pe la nivelul 11. Cred, presupun. Deși eu vreau să dau de un cave. Mai mult decât să fac o mină din aceea cu tunele. Ar dura mult o mină din aceea și de-aia vreau să dau de un cave. Nu cer nimic mai mult. Un simplu cave, dar să fie gigantic. Să mă pierd în el. Nivelul 24. Ok, în sfârșit am dat și noi de ceva mai important, adică fier. O singură bucățică, a, nu. Bun. 5 bucățele, se pare. Yep. Aici trebuie să coborăm în continuare. Nu mai asup acolo că nu are rost. Ce este asta? Ah, e gravel, firar, credeam că ceva mai prețios. Vreau să pun asta aici și spargem asta. Cobor bine? Da. Ok. Așa. Stai, mi se pare că e ceva ciudat. Nu. E bine, doar că lipsește un bloc aici. Hai să-l pun totuși așa. Pentru că mă derutează. Așa. Pun un bloc și aici. Ok. Ce asta? A, carbone. Și acum cred că ar trebui să înceapă melodia din nou. Pentru că am pus repeat. Da. Sincer, aș vrea să pun cam la toate episoadele melodie pe fundal, așa încet, doar ca să fie mai distractive, însă nu știu ce melodie să pun, poate
pun melodii care unora nu vă plac și nu vreau. Dacă aveți idei de mixuri cu mai multe melodii, puteți să-mi dați și voi vedea dacă pun sau nu. Îmi puteți da link-ul printr-un mesaj privat, pentru că în comentarii nu vă lasă să-l puneți. Și văd că am cam terminat pickaxe-ul ăsta. Oh, la ce nivel suntem? Ok, aici. Aici trebuia să ajungem, dar eu vreau să găsesc un cave. Și nu prea am scos nimic important. 5 iron, cărbune 36 și mult cobblestone. Nu sunt mulțumit absolut deloc. Chiar deloc. Dar avem ironul necesar să facem niște foarfeci. Să putem începe construirea casei. Însă nu ne ajunge să facem și alte chestii, mai multe unelte sau armură chiar. Pentru că o să am nevoie și de o armură. Afară e noapte, presupun, nu? Da, hai să ne culcăm. Ce? Firar. Păi și ce dacă sunt monștri aproape? N-au cum să ajungă la mine. Ia, așa merge? Nu. Se pare că nu. Știu. Acum merge? Da. Ok. O să schimb imediat înapoi pe normal. Așa. Bun, vreau doar să fac zi. Ca să văd dacă pot începe construcția casei. Și... nu știu dacă pot începe. Pentru început voi face un topor. Și... da. Vreau să pun asta aici. Și să tai din copaci care nu am nevoie de ei. Sau care îmi stau în cale. Așa. Bun. Deci ce copaci am putea tăia? Ăștia ar trebui tăiați, care stau între. N-au ce căuta aici, chiar deloc. Pentru că am nevoie de spațiu aici. Așa că trebuie să ne punem să-i tăiem. Ok, unul a picat. Și va trebui să luăm pe fiecare pe rând. Următorul este aici. Așa. Ok, aici cred că. Perfect. Și cred că mai avem ăsta, momentan. Sper doar să dispară frunzele, repede. Așa. Ups, uite mai un copac. A, ăsta nu vreau să-l tai momentan. Nu cred că încurcă. De fapt, ba da, va trebui tăiat și ăla. Însă prima oară vreau ăștia care... Este de tipul ăsta pe care am tăiat până acum. Din aceștia cu multe frunze enervante și fără folos. Și ăsta trebuie tăiat. Chiar dacă e doar o bucățică. Și aici cred că e la fel, nu? Da. Ok. Aici. Și unde ar mai trebui? Aici, ce le-am nimerit. Pe aici, pe undeva. Ok, aici sunt două bucăți, văd că. Doar o găină. Firar. Așa, uite, copacul ăsta trebuie tăiat. Bun. Hai să mai vedem, ăla l-am tăiat, aici am tăiat. Și pe aici ar trebui să mai fie, cred că o bucățică, da. Pentru că nu prea dispar flori, frunzele. Ce flori. Ok. Momentan am curățat bine. Ăsta trebuie tăiat neapărat.
Nu are ce căuta aici. Așa. Până la urmă va trebui să tăiem și copacul ăla. Chiar dacă am zis că nu-l tai încă, îl voi tăia. Ok. Știi că mi se strică toporul mai repede dacă sparg și frunzele cu el, dar se tot schimbă, e cam nașpa. A, da, și am observat că nu mai merge chestia aia să ții click-ul și să schimbi. Dacă schimbi itemul din mână, se resetează că spargi. Înainte nu se reseta. Și într-un fel era bine, într-un fel nu. Nu știu cum să zic. De fapt, cred că era un bug și a fost reparat până la urmă. Asta trebuie să ia, da. Ok. Și aici cred că mai avem o bucățică. Iar ultima bucățică se ascunde pe undeva pe aici, presupun. Ok, momentan cred că ajunge ce am făcut. Hai să vedem. Da, chiar că e mult mai curățenie pe aici. Mai avem totuși de tăiat copaci. O să tai și de acolo și de acolo să fac loc, pentru că o să construiesc chestii și jos, nu neapărat sus. Însă episodul de astăzi se încheie aici, sper că v-a plăcut. Primele episoade nu o să fie atât de interesante, pentru că mai mult facem planurile despre ce o să construim în episoadele viitoare și trebuie să strâng și resursele necesare. Dar dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și până data viitoare, eu am fost Hunter și vă salut. Bye bye!